Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video de Minecraft. Astăzi o să începem o nouă serie pe Minecraft. O să începem o nouă serie pe Minecraft de survival, pentru că v-am zis că o să încep să postez mai des gaming și vreau să mă țin de cuvânt. De aceea astăzi vom începe o nouă serie pentru a avea ce să mă postez cât mai des. Deci o să ne jucăm și Battlegrounds, să ne jucăm și Clash Royale, să ne jucăm și Minecraft și CSGO și tot o să ne jucăm. Vă aș ruga mult de tot dacă susțineți serie și veți episoade în continuare să apăsați butonul de like, să vedem acolo multă, multă susținere pentru serie Alvarez Gang pe viață. Hai să creăm o lume și să facem multe ravagii și să fie super, super șmecher, zic eu. Stați așa să mă trag un pic mai în față, pregare filmul, ok, ca să nu... Bun, deci... și gâtul ăsta al meu e bine. Da, deci tocmai am... Oh my god, stați că FOV-ul vreau pe Quake Pro pentru că altfel nu sunt obișnuit. Bun, deci tocmai am intrat în Minecraft pentru prima dată de foarte mult timp. Și deci am doar 60 de frame-uri, adică what the fuck is going on, bro? Eu l-am pe unlimited. De ce e pe 60? O fi din cauza că... Na, pana mea, să-l punem pe ăsta pe 10, poate o fi așa mai bine. Dar dacă îl dau pe ăsta pe foarte puțin, că-s curios, 60 și nu sunt de ajuns, bro. Ai, jocul blocat. A, e jocul blocat la... Da, e blocat la... De la... la... Mă rog. E blocat la jocul la 60 și nu știu de ce, nu mă întrebați. Dă asta pe 12 înapoi, că n-avem noi lag, n-avem noi probleme din astea. Astăzi începem o nouă serie și vreau să vă arăt... Ei, uite, mi-am făcut, cum ar veni, un skin nou, vedeți aici. Poartă ochelari exact ca și mine și dacă vă întrebați, Alex, tu de ce porți ochelari? Pentru că nu te-am văzut în viața mea să porți ochelari sau chestii din astea. Hai să băgăm chestia asta, că îmi place foarte mult. Nu te-am văzut în viața mea să porți ochelari, Alex, ce este cu tine? E bine, port ochelari de vreo 2 ani, ceva de genul. Și m-am decis să-mi schimb și caracterul din Minecraft după ochelarii mei, adică gen să fie exact ca și ochelarii mei, doar că sunt așa urii. Și am găsit un caracter din ăsta pe un server, pe un site ceva și avea niște ochelari negri, doar că eu i-am făcut aurii pentru că pur și simplu îmi place ideea. Dar nu știu, adică mi-mi place destul de mult skin-ul ăsta, mi se pare destul de interesant. Uitați-vă și voi la el, vedeți. E destul de interesant, așa semi Crăciun, nu știu exact cu ce este. Dar v-am zis, îmi place, mai ales că mă reprezintă pentru că port și ochelari. Nu m-ați văzut voi pe videoclipuri, dar îi port cam de 2 ani și nici, adică nici în viața reală nu-i port așa mult pentru că am nevoie doar la distanță. Dar acum m-am decis, hai să mai port, să mai schimb și ceva pentru că parcă m-am plictisit așa și aș vrea să mai fac ceva nou sau să încerc ceva nou cum ar veni. Bun, deci avem aici calul nu mai face așa la mine că o încurci, fii atent calule că o încurci. Bun, hai să avem și aici un texture pack de ăsta, cum îi zice, și avem și ăsta al lui Huawei, un texture pack mega șmecher. Și apropo, știu că seamănă skin-ul cu al lui Huawei, dar oarecum e făcut de altcineva, deci nu e exact skin-ul lui Huawei, știi? Doar seamănă. E o combinație, dar e destul de mișto. Deci avem aici niște resurse pe acolo pentru că pur și simplu nu mai vreau să mai joc Minecraft default. Poate la un moment dat o să-mi vină iar, dacă știți ce zic, pofta aia de Minecraft default, să văd textura aia pe care a făcut-o Notch pentru noi. Poate o să vină la un moment dat înapoi pofta aia, cine știe. Deocamdată nu, deocamdată chiar n-am poftă. Hai să, așa e că am găsit aici o mini chestie de unde putem să... Bă, nu, deci chestia asta mă seacă. Autojump, off man. Leave me. Bun, hai să ne luăm de aici și noi niște... de fapt, stai că nu cred că pot să le apăsa decât cu piatră. Ceea ce înseamnă că te să luăm... Da, deci cu ăsta de lemn nu pot lua decât cărbun. Dar nu cred că sunt cărbune aici. Nu că aș fi luat dacă erau. Ne, nu sunt. E doar o mină foarte lungă. Și cred eu că n-ar fi o idee foarte bună să mă bag de acum, mai ales că n-am absolut nimic la mine și nu sunt pregătit deloc. Da. Deci cam asta e faza cu ochelarii mei, bă, sper să fie ok că-i port și să nu vă deranjeze, adică par mai intelectual așa cum ar veni, nu? Ia, ziceți voi de mint, n-am cum, pur și simplu, e altcineva la calculator acum, simt eu chestia asta. Bun, hai să vedem, deci avem aici niște pietre luate, hai să vedem ce facem cu pietrele astea noastre. Mergem, uite aici sus, așa, ok, hai să facem repede un târnăcop. Fapt, un topor întâi și după și un târnăcop. Ar merge și o sabie, dar acum ne. Hai să aruncăm și ăsta, pentru că pur și simplu nu-mi place să țin lucrurile inutile, deci o să aruncăm ăsta acolo. Așa. Și să începem să defișăm pădurile, pentru că e clar că o să avem nevoie de foarte mult lemn. Și ar trebui să și omor porcii ăștia, pentru că la un moment dat cu siguranță o să mi se facă foame și... No, come here, baby. Bun.
Aha, vom mânca porc de seară. Ia uite. Op! Avem vreo 9 bucăți chiar. O să trăiască neapărat cărbune. Nu știu cum vom găsi cărbunele sau cum facem cu chestia asta, dar... Nu, încă n-a nu știu cum facem cu chestia asta cu cărbunele, dar poate găsim noi destul de ușor, să sperăm. Avem aici și vacilii astea. Epe, te am dat o bucată. Dacă îmi dă vaca piele, e genial, dar nu-mi dă, că puteam să fac armură, ceea ce era... Era mega mișto dacă puteam să-mi fac armură, dar nu pot. Zici că sunt golden boy. Băiatul de aur, eu spui că sunt. Da, prima vacă care îmi dă și mie niște piele. Am două pieli, cred că vacile au fost nervate și nu mai dau piele sau ceva, parcă așa simt că înainte parcă dădeau mai multă piele, ce naiba? Bun. Bun, cu siguranță o să mai facem un topor. No, come here. Cau, 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 ăla e bun. Deci avem 10 bucăți de piele deocamdată. Mă, ce bucăți le dau, fiți atenți. Le dau critic așa, știți? Ia uite, ca să redau cât mai multe meci să-l omor din prima să nu mai scape. Bun. Sau să cred că o să păstrăm pielea. Dacă stau să mă gândesc, pot să facem mult mai multe lucruri decât o armură cu pielea. Pentru că armură pot să fac și din fier și totuși mai degrabă e mai bună aia de fier. Ca asta de piele mi s-ar sparge imediat, ceea ce este stupid. Deci, opa, a căzut ceva aici în apă, nu? Da, căzură ceva în apă. Noroc că am apucat să iau. Doamne, câtă carne avem. Deci deja suntem... Deja suntem super stacați. Nu ne mai trebuie absolut nimica. Hop. Deci am început seria pe cu piciorul drept, cred. Cred că pot spune asta. Bun, hai să luăm de aici niște shurikenuri. Știți și voi că pot face destul de multe lucruri cu ele. Ai, că am realizat și eu că totuși ar merge jocul un pic mai încet ca să nu vă sparg vouă timpanele și ca să mă puteți auzi și pe mine. Eu acum am realizat asta. Sunt un pic autist uneori, recunosc. Mori, mori în joc de porc. Bun, hai. Bun, e destul de stresant, adică parcă nu prea merg căștile cu ochelarii, parcă asta mă cam doare capul din cauza că port așa, dar ne descurcăm și noi cum putem. Și din păcate nici nu pot să port căști de la normale, pentru că nu-mi vin mie aici la ăsta, la calculator, n-am, am jack-ul ăla prost, e o combinație prost. Hai să facem un de ăsta, un furnal. Bam, punem asta la făcut. Dar ne trebuie neapărat cărbune, bro. Cred că o să trească să cadem acolo. Dar nu fă cărbune, adică degeaba aș coborâ dacă eu nu văd cărbune acolo. Deci cred că o să luăm fier deocamdată. Vedem, poate găsim și cărbune pe aici, cine știe. Cărbunele este viață. Ia. Hai mai în jos, ce putem să facem? Avem de ales? N-avem. Coboară. Văd că am primit acolo un achievement. Nici nu știu ce face achievement-ul ăla, dar l-am primit. Ok. Get down. Ha. Doar nu cădea de tot. Ah, s-a întâmplat, aia. Vreau mai multă lumină, de ce? A 3D anaglyph. What the fuck? Ce face anaglyph-ul ăla? Ah, cărbune, mă rog. E ok. Anaglyph ca anaglyph, dar cărbune ne trebuie nouă. Și am găsit. Sperăm că avem cât mai mult pe aici. Da, chiar, dacă tot am găsit, hai să facem și noi niște torțe. Pam, uite-și. Pot să țin în mâna dreaptă? Da, ar trebui să pot. Și era o opțiune, dar cred că numai cu Optifine merge aia. Da. Da, doar cu Optifine. Oh, stai, nu. Dar nu luminează, adică e useless. Ba, piciorul. Bun, țin așa. Că e useless. O țin degeaba altfel. În mâna stângă și poate și pun din greșeală. Știți și voi când apeși click dreapta sau ceva. Ți se întâmplă mereu să apeși, să pui din greșeală câte o torță. Mie se întâmplă foarte des. Dar până atunci, cred că pe voi, dragii mei, am să vă bat pe tine primul și pe tine al doilea. Te rog frumos să explodezi dacă ești șmecher, apare nu ești, deci te rog să mă lași. Bun, pune și noi torțe așa repede, repede, repejor, ca să nu ni se mai spawneze mobi, pentru că suntem foarte low și nu vreau să fucking mor. Bă, ne întoarcem cu mult. Nu, nu, nu. Sunt low, bro, 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 bro. Sunt low. Te rog frumos, stai acolo. Keep yourself there. Am nevoie de intimitate pentru că sunt low pe viață. Schelete, nenorocit. Lasă-mă în pace, lasă-mă să-mi trăiesc viața pentru că sunt low pe ea și vreau repede să apuc să fac și eu ceva cât mai trăiesc. Bun, am să plec de aici. Vreau să mai... A, uite niște fier. Vreau să mai găsesc cărbune, bro, nu fier, am nou.
Cărbuni nu ne ajung. Îmi trebuie, uite, dați-vă voi câte chestii trebuie să plăjesc. Și clar o să trească să iau și piatra. Deci hai să mai luăm și niște piatra pentru că... Ce asta? De ce mi-a vibrat telefonul? Confirmați e-mailurile de contact. Dar dacă nu vreau să fac asta, domnule, care este problema ta? Deci avem aici câte? 15 pietre. Bun. 17, 18, 19. Ne ducem bine rău de tot cu pietrele. Stăm super bine. Deci suntem forținii. 24, 25, 26. Asta, ce era chestia aia? Ce m-am speriat? Am crezut că mare mob ce s-a spălat lângă mine. M-am speriat, jur. Bun, deci avem și niște piatră acum. Doar niște cărbune ne mai trebuie. Nu am să cobor acolo, sub nicio formă. Ăla e un bait. Clar este un bait. Vor zombii să mă atragă într-o capcană. Ah, am mai găsit fier. E ok. E bun și asta, dacă nu găsim cărbune, măcar fier. Să ne face o armură full, ceea ce mă interesează. Adică mă interesează grav să-mi fac armură full, vă dați seama. Să pot să bat mobii. Că sunt prea puternici, bă, frate, dă-i în măsa. Ok, și... Alt ceva? Da, nu cred că mai găsesc nimic. Hai să mai luăm niște piatră. Pentru că o să trebuiască să mă și urc cu ea și na, o să consum destul de multă. Deci hai să luăm piață de restul târnăcopului. Și trebuie să ne grăbim pentru că o să rămânem fără hunger și o să murim. Ceea ce nu vreau pur și simplu să se întâmple. Deci hai să mergem sus. Rapid, repejor. Cred că am ajuns. Da, bun. Bun, hai să vedem, să sperăm. Nu s-a făcut noapte, este perfect. Bă, cu patul nu știu cum stăm, că ați văzut și voi, noi am găsit mobi, dar n-am găsit oițe, știți și voi că oițele sunt foarte importante, dar oițe n-am găsit deloc. Bum și bum. Deci fiți atenți. Facem cu 9 cărbuni. Hap, hap, hap. Ba, piciorul. Ok, bun, deci fiți atenți. Ne trebuie bap, 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 bap. Ah, 3, 3, 3. Bun, hai să încercăm așa. Hap, hap, hap. Hap, ba, piciorul, neapărat că e groasă. Cum facem acum că o ne luăm. Trebuie neapărat să găsesc ceva. Cred că fac asta, dar n-am timp, bro. Dar cred că pur și simplu o să folosim lemn la prăjit și aia. Chiar dacă nu prea ne ajută, adică e foarte prost lemnul la prăjit, știți și voi chestia asta. Dar încercăm, încercăm. Important este să încerci pentru că încercarea moarte n-are. O, Doamne, am să fiu pălit în noaptea asta, sunt sigur că mi-o iau. Deci în noaptea asta eu mi-o iau, simt chestia asta. I'm feeling it. Vezi și voi, adică sunt prea... E prea... Hai scoate subtitrele astea. Bun. Deci avem aici niște mâncare, niște mâncare, niște fier. Bun, hai să mâncăm rapid, rapid. Bun, mănâncă, mănâncă. Mănâncă, fă-ți viața. Măcar atâta să am viața la început. Bun. O cască. Un început bun, avem o cască. You say the shit? Bun. Deci avem o cască. Acum ne trebuie neapărat să facem o sabie. Bun, hai să facem... Da, nu o să mă ține cărbunii ăștia, o să trebuie să merg să caut neapărat. Dar s-au spawnat zombie, gata? Gata, am început. Să facem o sabie de fier, chiar îmi trebuie chestia asta. Urât faci, căluțule. Dar tot simpatic rămâi. Bun, deci avem o sabie. Ok, deci acum să zicem chimia ok, adică ne putem apăra cu sabia. Ceea ce o să ne ajute mult. Și totuși o sabie de fier care îi dă 6 atac. Na, 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 na,
Team, frate! Frate meu, cum dai atâta damage? Eu am plecat, vă las. Pa și pusi. Bun. Mai avem 3 fier. Bun, bucata peste gură. Oh, doamne, deci măcar nu l-am împins. What the fuck, care e momentul jocul ăsta când e foarte... Ai uit. Ok. Nu vreau să mă bag cu cine e acolo, credeți-mă. Sunt prea puternici scheleții, frate, nerfuiți-i, faceți-le ceva, tocmai ați făcut mai puternici, de fapt. Nu prea are sens să zic să-i nerfuiți dacă voi deja ați făcut mai puternici, dar totuși sunt prea puternici, frate. Nu poți te bați cu ei. Hai să apucăm să facem și un chest play și ne ducem în mină. Pentru că nu, e clar că aici astăzi nu putem să stăm. Bă, mâncare mult avem măcar. Deci dacă apucăm să facem chest play, fac eu, hai, pap. Dă-te și dă-te, hai. Fac așa, hai. Doar un chest play să apuc să fac și cred că mai ajung astea, dacă nu mă înșel. Da, perfect, bun. Deci, lăsăm astea aici. Stai să luăm ce mai avem. Bam, și mai am una aici din câte știu și una aici. Aulă, zombie villager. Deci asta e un village până apropiere, ceea ce o să ne ajute mult. I think I'm leaving. Ok, eu cred că plec. Cred că vă las, bun.
Ok, hai să ne vedem de treaba noastră și să... Da, mina asta este useless. Deci este o mină foarte proastă. Nu găsim absolut nimica. Oh, deja filmăm de 15 minute. Păi, cred că e ok cu episodul de astăzi, pentru că nu vreau să le fac foarte lungi, că, na, după asta stau foarte mult la upload și am internet semi-prost, deci e ok. Eu am fost Alex Vrățător, iar noi ne vom revedea în clipul următor, sper că v-a plăcut. Na, chiar sper, pentru că poate mai filmăm. Ciao!